Bună seara, bun găsit la actual regional. Specialiști în tehnologie și studenți alături de autorități au discutat la Cluj-Napoca despre inteligența artificială, un domeniu care este predat și la Universitatea Babeș-Bolyai de aici din Cluj. Cum va fi percepută această tehnologie și cum ne va ajuta în activitatea, aflăm de la invitații mei, doamna Bianca Muntean, coordonator Transilvania Digital Innovation Hub și domnul Horia Pop, directorul Institutului de Inteligență Artificială. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Știu că ieri ați avut la Cluj aici un eveniment care a dezbătut acest subiect, iar colegul meu, Antonio Micle, a fost acolo. Vă propun să vedem materialul realizat de el și apoi discutăm pe la subiectul. Inteligența artificială, un termen din ce în ce mai auzit și la noi, este de fapt un domeniu care a devenit disciplina academică încă din 1956. Experții au perfecționat-o, astfel încât astăzi ajunge să fie considerată o adevărată revoluție. Numeroase domenii folosesc deja tehnologia momentului, iar pe buzele multora dintre noi apare întrebarea Inteligența artificială ne va amenința locurile de muncă? I-am întrebat și noi pe specialiștii reuniți la Cluj. În mod evident ele nu înlocuiesc activitatea umană, tocmai pentru că pentru a realiza fel de aplicații, e nevoie de mintea omului și e nevoie de o armată, de un număr important de cercetători, ele ne vor ajuta să ne îmbunătățim viața și, cum am spus, în, atât în domeniul medical, care e un domeniu extrem de important în ziua de astăzi, în domeniul protejării, securității datelor și a documentelor, în domeniul militar, iarăși o chestiune importantă. Noi vedem inteligența artificială ca și un sprijin real. Practic, rolul omului nu va putea să fie înlocuit zona de creativitate, ceea ce poate să aducă suplimentar factorul uman în aceste activități, nu va fi înlocuit. Mediul academic aduce în discuție și necesitatea unui cadru etic astfel încât noua tehnologie să nu genereze probleme în societate. Este important ca pe măsură ce avem produse din ce în ce mai eficiente în zona inteligenței artificiale, să venim cu componenta de etică, cum le utilizăm și să venim cu componenta de Acceptabilitate socială, cum sunt transferate în mediul socioeconomic. Și, din nou, cred că UBB se află în poziția cheie în țară, fiindcă are toate aceste domenii. Dacă nu vom avea grijă de dimensiunea etică a inteligenței artificiale, de reglementarea ei, cu siguranță pot apărea și probleme, așa cum un cuțit. În bucătărie poate fi foarte util să faci cea mai bună friptură, dar poate fi și o armă cu care să ucizi. Universitatea babeș bolyai are cea mai mare facultate de matematică din țară. Aici inteligența artificială este deja studiată de ani buni, iar mulți dintre studenți alături de profesori sunt parte din mari proiecte care implementează inteligența artificială în diverse domenii. S-a format un colectiv extrem de puternic de informaticieni lucrând în domeniul inteligenței artificiale, care încet, încet au început să-și construiască o echipă de proiect și astfel să aibă colaborări cu companii, cu unități de cercetare, cu institute în domeniul aplicațiilor inteligenței artificiale în diverse domenii și aici vorbim de la domeniul medical, militar, cel financiar și așa mai departe. Încep chiar aici la Cluj Proiecte. Două trăim din companiile noastre membre. Avem peste 130 de firme membre în Transilvania IT. Au ca și domeniu de specializare inteligență artificială. Și atât prin colaborarea cu mediul academic, cu mediul de cercetare, dar și prin propriile inițiative, prin propriile proiecte de cercetare, se conectează în rețele europene și începem să avem rezultate din ce în ce mai importante la nivel european și global. După integrarea cursurilor de inteligență artificială în Facultatea de Matematică Informatică, Universitatea babeș bolyai ia în calcul lansarea unui program de licență axat pe tehnologia momentului. Am revenit în platou alături de invitații mei și v-aș propune, înainte să dezbatem despre cum a fost evenimentul de ieri, ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, inteligența artificială. Pentru că poate mulți dintre noi ne gândim la filmele science fiction, dar inteligența artificială este prezentă în viața noastră de zi cu zi, dar poate nu ne-am dat seama până acum. Vă mă rog. Dați vă subiectul este deosebit de interesant. Motivul este, este pentru prima dată în viața noastră ca intelectuali când ceea ce facem este de fapt o introspecție a ceea ce știm noi să facem. Ce înseamnă inteligența artificială? Înseamnă abilitatea noastră de a înțelege modul în care noi gândim, de a înțelege modul în care noi, ca oameni, algoritmizăm, problematizăm soluțiile pe care le gândim. Înseamnă abilitatea noastră de a vedea modul în care se organizează natura. Abilitatea noastră de a învăța din modul în care natura funcționează în jurul nostru. Și în, în toată această problemă, în toată această parte de formalizare, de încercare, de, de autocunoaștere, noi avem mai departe nevoie de un lucru. Avem nevoie din nou de toată lumea din jurul nostru pentru că absolut orice facem, orice soluție, orice metodă, orice uh, algoritm urmează să fie mai departe experimentat cu date reale, urmează să fie confirmat, folosit date reale, urmează să rezolve probleme reale. Deci este absolut interesant că, că aceasta, deși pare o chestie automată, pare o apăsare pe butoane, pare o chestie de, de robot și cu asta, basta, totuși este doar o reflexie a propriei noastre abilități de a interacționa cu ceilalți. Elementul este superb. Doamna Bianca. Zona aceasta de inteligență artificială începe să fie introdusă din ce în ce mai mult în noile modele de afaceri. Practic, economia se schimbă prin folosirea inteligenței artificiale, care are aplicabilitate în foarte multe domenii de activitate. Avem aplicații în medicină. Am văzut ieri pe zona de schimbări climatice, inteligența artificială are o contribuție foarte importantă în Componenta de previzionare a fenomenelor meteorologice, atât pe perioade scurte cât și pe perioade mai lungi în zona de aplicații sociale. România se află, din păcate, pe ultimul loc în clasamentul DESI și, și la folosirea de către companii a inteligenței artificiale stăm la fel de prost, undeva la 5% din companiile românești folosesc inteligența artificială în modelele lor de afaceri în comparație cu peste 50%, 60% chiar în țări dezvoltate precum Danemarca. Пока. iar rolul nostru ca și centru de inovare digitală Transilvania Digital Innovation Hub în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai precum și cu ceilalți parteneri din uh, această construcție de care sprijină entitățile în procesul de transformare digitală este să aducem uh, mai aproape și pe înțelesul tuturor toate aceste concepte care pot părea tehnice, tehnologice, dar care au o importanță foarte mare iar pentru a rămâne competitivi Companiile românești trebuie să se digitalizeze. De ce în România abia acum se vorbește de acest lucru sau în momentul vorbirii, ci în ultimii ani? Pe când în alte state se vorbește despre acest lucru, se aprofundează, se dezvoltă acest domeniu de acum zeci de ani? Nu știu dacă am un răspuns foarte exact, pot să vă ofer doar perspectiva noastră ca și cluster de tehnologie, ca și centru de inovare digitală a lipsit foarte mult investiția din zona publică în acest sector tehnologic. Sectorul de IT din România a beneficiat de o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani. Avem o dezvoltare exponențială atât a numărului de companii din domeniul IT cât și a angajaților din care lucrează în acest domeniu. Deci partea privată a evoluat foarte frumos, spectaculos am putea spune, însă preponderent oferind servicii de outsourcing lucrând pentru clienți din afară, pentru entități din afară. S-a văzut o lipsă acută până în perioada recentă a investiției a investițiilor din zona publică în dezvoltarea și sprijinirea acestui sector, însă prin uh, demersurile făcute în ultima perioadă vorbim totuși de resurse extrem de mari uh, disponibile de finanțări nerambursabile prin programul național de redresare și reziliență fonduri structurale, prin programele regionale, care um, vor investi sute de milioane de euro pentru a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru că principalele două bariere în adopția tehnologiei sunt uh, mentalitatea și la acest lucru lucrăm zi de zi împreună Așa cu este. universitatea și împreună cu entitățile cu care intrăm în contact în cadrul evenimentelor. Asta ne propunem să schimbăm mentalități, pentru că transformarea digitală e un proces de durată. Nu e ca și cum mergi, îți cumperi o piesă de mobilier, o duci Casă și o ai în casă. E un proces care uh, se derulează pe o perioadă mai lungă de timp, iar cei implicați în acest proces trebuie să fie conștienți de acest efort. Iar al doilea principal impediment uh, a constituit lipsa resurselor financiare, pentru că tehnologia nu este ieftină. Și atunci, întotdeauna prioritizând uh, nevoile în cadrul companiilor, tehnologia până acum nu a obținut un loc fruntaș. Însă acum avem la dispoziție și aceste resurse financiare, precum și entități care lucrează non-profit și care urmăresc să pună la dispoziție celor interesați toate resursele la un loc și pe componenta de formare resurse umane, dar și identificare de surse de finanțare nerambursabile, precum și cunoștințele care există în universități, astfel încât să putem să beneficiem de avantajele tehnologiei. Cum am rățișat UBB-ul acest nou domeniu nu știu cât de este nou din punctul acesta de vedere, pentru că curiozitatea academică este, de fapt, prima, primul punct în toată, în toată această lume de experimentare. Ce este interesant este că pentru implementarea practică, pentru impunerea în societate a lucrurilor de genul acesta, ai nevoie de acele câteva etape anterioare. Ai nevoie de o expunere a întregii societăți la automatizare, la digitalizare, la o infrastructură de tipul acesta. Să nu uităm că la începutul anilor 90 principiul acela al parcărilor de supermarketuri cu bariere automate funcționa, nu era nicio problemă. Noi, Noi eram încă în, în zona, iertați-mă, veceurilor publice în, în perioada aceea. Au fost, sigur, au fost arse o grămadă de etape, a totul a mers uluitor de repede. Dar, totuși, nu se poate sări una peste alta în, în zona aceasta. Pe de o parte, pe de altă parte, în România, din punct de vedere organizațional, din punct de vedere structural, din punct de vedere mental, România are o componentă rurală pronunțată, o reticență un pic mai mare la un automat. Peste care dai când sunt la relații cu clienții la o anumită firmă. Genul ăsta de, de impact, noi încă suntem, suntem practic social în, în, în faza asta. Nu putem sări peste asta. Partea cealaltă, Universitatea, Academia, unul din atributele fundamentale ale universității este autonomia structurală internă. Faptul că diverse componente ale universității, departamente, se pot organiza să funcționeze, să învețe unii de la alții, să colaboreze unii cu alții. Deși, în prima fază nu ești în industrie, pentru că nu ești de capul tău, fără colegii noștri, amicii noștri din industrie, noi suntem, practic, limitați în, în, în zona asta, Totuși, colaborarea dintre grupuri, dintre indivizi, este un lucru extraordinar și asta, de fapt, duce modelele mai departe și duce, duce toată, toată experimentarea asta mai departe. Ce atrage pe tinerii studenți de la UBB și, nu numai, acest domeniu? Tocmai capacitatea asta de... Sunt absolut convins că e combinație de factori. Pe de o parte, este forța formidabilă pe care o are IT-ul ca atare. Faptul că ai pentru prima dată capacitatea să, să implementezi o soluție care să, în urma căreia tu să poți să spui wow. Dar pe de altă parte, toată spre deosebire de orice alt produs soft, într-o zonă de automatică, într-o zonă de automatizare, într-o zonă economică oarecare, aplicațiile din zona asta au un efect imediat social și asta face, asta creează frișca de pe tort în, în toată E un pic mai frumos, mai, mai, mai interesant de perceput de către cei din afara domeniului. Sigur, aici am problema care eu văd că se pune este teama aceea față de, de androidul care umblă singur prin țară și Cum vedem cu în filme. Asta deja e o poveste care merită discutată apropo de componenta etică, dar nu, nu cred că e ținta noastră. De asemenea, am văzut și în materialul de mai devreme există acea întrebare dacă inteligența artificială ajunge să înlocuiască omul și ați spus că nu, va fi un ajutor. Ne putem gândi la fel ca, nu știu, acum 30 de ani, să spunem, mamele noastre spălau rufele de mână, da. A venit mașina de spălat mai întâi simplă, apoi automat, acum avem și cu scător integrat. Nu ne-a înlocuit, dar ne ajută. Nu mai facem cafeaua la ibric, avem espresso. Și așa mai departe, exemplele pot continua. Știți unde apare teama? Și este într elementul este deosebit interesant. Toate elementele de evoluție de la omul din peșteri până astăzi au avut ca și componentă fundamentală ideea de instrument care să mă ajute pe mine. Mi-am făcut cuțite care, cu care să-mi fac viața mea așa. mi-am făcut uh, roți cu care să învăț uh, să pot să umblu mai ușor, mi-am făcut căruțe, mi-am făcut... Uh, am înlocuit ceva care pentru mine era mai greu să fac. Pericolul, teama, este că de data asta suntem pe măsură să înlocuim o atribuție de, uh, care ține de viața noastră uh, intelectuală. Partea de cunoaștere, partea de citire, de scriere, partea... Și eu cred că aici apare teama și de aici vine teama formidabilă. Pentru că oamenii se văd puși dintr-o dată în fața unui necunoscut, în fața unei tehnologii care pare să știe să facă lucruri la modul în care știu să le fac. Și keyword, cuvântul cheie, pare să... Și de aici mai departe, iarăși. Dar, într-adevăr, rămâne doar un instrument pentru că cheia este în mâna noastră să controlăm etica din spate. Și chiar ieri la eveniment, tema principală a fost inteligența artificială ca mecanism în rezolvarea de probleme. Ce poate să facă pentru comunitatea din jurul nostru? Ce poate să facă? Foarte multe lucruri poate să facă, poate să sprijine autoritățile publice în luare de decizii, poate să facă simulări. De exemplu, am avut ieri prezentarea unui proiect foarte frumos de monitorizare a lotului de biciclete administrat de o administrație publică, iar prin intermediul inteligenței artificiale administrația publică poate să monitorizeze care sunt locurile cele mai accesate. Pentru a utiliza acele echipamente publice, acele vehicole uh, publice, să vadă atunci când lipse, să ia decizia de a uh, aduce noi biciclete din locurile în care acestea au fost deja uh, luate. Spre exemplu, pe zona de mobilitate urbană, uh, uh, iluminat inteligent, în toate domeniile uh, care țin de administrarea unui oraș, poate chiar și în relația cu cetățenii pentru că auzeam ieri de la domnul primar Emil Boc de exemplul funcționarului virtual Antonia și chiar anunța primul chatbot care va fi funcțional la în cadrul primăriei din Zorilor, din cartierul Zorilor. Are multiple da. utilizări. De asemenea, spunea și dumneavoastră mai devreme rectorul UBB, Daniel David, a vorbit despre un cadru etic. Ce înseamnă mai exact Uh, Uniunea Europeană a început, uh, a intrat în, în zona asta, cu uh, 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 o serie de, de ghiduri lansate de, com de Comisia Europeană în 2019, ghiduri etice pentru uh, formalizarea uh, inteligenței artificiale bazate pe încredere. Uh, mecanismul este uh, extrem de interesant pentru că, dacă vă uitați în spate, apar acolo, într-o modalitate foarte interesantă, reguli de tipul regulilor lui Asimov. De fapt, despre ce este vorba? Despre toate problemele pe care noi le intuim pentru că suntem în miezul problemei, dar pe care oamenii din zona legalului nu le văd pentru că nu le-au văzut încă experimentate în realitate. Problemele de, de natură etică, probleme de natură dreptului de proprietate intelectuală au fost situații, de pildă, în, în curțile de justiție din din zona anglosaxonă, Statele Unite, Marea Britanie, apropo de dreptul camerele de luat vederi, din, de a accesa informații cu caracter confidențial. Iar decizia aceea a fost că nu acolo este limitat de privacy, ci la operatorul uman din partea cealaltă. Pentru că acel dispozitiv doar stochează informație. Ei, dispozitivul ăsta al nostru produce informație nouă. Și atunci deja este un element de proprietate intelectuală acolo. Deci, toate aceste lucruri trebuie totuși formalizate în momentul în care noi avem idee, avem conceptul teoretic, suntem în faza de concept teoretic. Nu trebuie să așteptăm realizarea practică, pentru că deja va fi prea târziu, vom avea elementul acela deja în societate care va funcționa fără acoperire. Sunt câteva exemple, sunt multe, multe discuții, multe structuri, pilotul autonom, driverul, șoferul autonom de la Google care a dat peste un pieton De ce? Pentru că nu l-a recunoscut, ca atare Din aceeași problemă, dacă era pilot uman, era clar cine-i de vină În cazul unui pilot, automat cine-i de vină? Omul care a cumpărat mașina Întrebarea sau, sau softițul care a făcut... Nu știu. E, problemele de genul acesta pun o serie, ridică o serie, generează o serie de alte întrebări care sunt fascinante dacă n-ar fi vorba numai de asta, dar sunt și obligatoriu de, de reglementat. De asemenea, mi-a venit acum în minte un exemplu, chiar și noi am filmat o echipă de tineri cercetători care au dezvoltat un program pentru oncologie de a depista mai ușor tumorile mult mai repede față de uh, cât ar putea să facă un, uh, un om. Uh, ideea e că majoritatea au fost școliți în străinătate. Întrebarea mea este, e nevoie ca să vină străinii să ne spună cum se face asta? E nevoie de sursă de inspirație de peste hotare? Acum zona colaborativă este extrem, extrem de importantă și încurajată și toate universitățile și Universitatea babeș are colaborări cu universități de renume din, din afară. Uh, nu cred că aici este uh, provocarea, pentru că vorbim de, de zona aceasta de, de globalizare. Uh, discutăm și am avut chiar în municipiul nostru un uh, proiect care s-a uh, numit Future of Work. Ne trebuie să ne punem problema competențelor viitorului, pentru că tehnologia într-adevăr va înlocui acele munci repetitive făcute de om și e în beneficiul uh, oamenilor să scape de acele munci repetitive și să folosească mai mai eficient timpul pe care îl au. Și atunci, o discuție importantă, în momentul de față, și pe care noi o avem cu colegii noștri din zona academică, este legat de setul de competențe pe care trebuie să le dețină viitorii angajați, cei care vor intra în câmpul muncii peste 10, 15, 20 de ani. Și nu mai putem vorbi de abordări izolate, pentru că vedeți că avem. Abordări multidisciplinare în care avem zona de legal, împreună cu zona de tehnologie, împreună cu zona economică, care trebuie să-și aducă la comun partea aceasta de cunoștințe. Am văzut foarte frumoase exemple de proiecte în evenimentul de ieri din zona colaborative din zona medicală, împreună cu zona de, de tehnologie, Universitatea Babeș-Bolyai având o multitudine de uh, facultăți cu diverse specializări pot uh, aborda din diverse unghiuri uh, această temă a, a tehnologiei, a competențelor necesare pe o viitoare piață a, a muncii. Pentru că nu este vorba doar de uh, aceste denlocuire a joburilor repetitive, dar ce joburi vor fi? În viitor? Cum să fim pregătiți? Ce tip de cunoștințe trebuie să transferăm înspre uh, copiii care merg în școală, în universități, astfel încât să facă față unui progres uh, extrem de rapid care se întâmplă în acest domeniu? Și vedem deja de când sunt răbeluși cu telefoanele în mână, deci n-ar trebui să ne surprindă când vor exploata acest domeniu cum sunt studenții dumneavoastră, de exemplu. Ați spus și în materialul anterior că sunt 130 de companii care lucrează cu acest domeniu. Ce înseamnă mai exact? Clusterul Transilvania IT um, are șansa imensă de a colabora cu cele mai importante companii care folosesc inteligența artificială uh, în activitatea lor. Iar ceea ce, dacă până acum noi am jucat foarte mult un rol de reprezentare, un rol foarte important în componenta aceasta de politici publice, uh, să intrăm în legătură cu factori de decizie de la nivel guvernamental și să reprezentăm și să deservim nevoile pe care companiile din zona de IT le au. Prin intermediul acestui proiect în care ne aflăm alături de Universitatea Babeș-Bolyai, Transilvania Digital Innovation Hub, ne trebuie să lucrăm foarte mult în zona de Uh, vulgarizare a conceptelor tehnologice, adică traducerea acestor termeni uh, din tehnologie pe înțelesul companiilor non-IT și pe înțelesul autorităților publice. În primul rând, uh, toate aceste entități, aceste companii care au o șansă fantastică să acceseze expertiză de nivel mondial, oferit atât prin intermediul companiilor noastre membre, dar și prin intermediul universităților partenere, trebuie să realizeze beneficiile tehnologiei. Și această tehnologie și introducerea tehnologiei în activitatea lor nu mai devine un simplu moft, devine o necesitate. Iar toate demersurile pe care le facem noi, cu sprijinul Comisiei Europene și cu sprijinul Guvernului României, este să aducem aceste companii non-IT care nu au folosit tehnologia, care nu știu ce înseamnă tehnologia, pentru care termenii precum inteligența artificială sunt niște termeni foarte abstracti, să încercăm să Începem, noi spunem, cu ABC-ul digitalizării. Prima dată să le arătăm exemple de companii similare care au introdus procese din zona de IT în activitatea lor și să compare cu modul în care își derulează ei în prezent activitatea. De asemenea, tot prin intermediul acestui proiect, aduce mai aproape inclusiv aceste surse de finanțare nerambursabile, pentru că e o reală problemă și provocare pentru companiile mici și mijlocii din România atunci când vorbim de adopția de tehnologii. Și mai important, prin intermediul companiilor noastre membre, putem să le oferim acces la faza de testare a acestor tehnologii. Noi trebuie să fim neutri din punct de vedere tehnologic, deci nu, nu recomandăm doar o anumită firmă din cadrul clusterului nostru, ci punem la dispoziție oferta integrată a tuturor companiilor noastre de IT, iar companiile non-IT au o perioadă limitată în care pot să utilizeze în activitatea lor soluțiile propuse de companiile noastre membre. Și pot să vadă, da, uite, am făcut mult mai repede activitatea care îmi lua înainte, nu știu, o zi, două, acum o fac în 5 minute. Și putem să le demonstrăm prin aportul și cu colaborarea companiilor noastre, Membre, dar și cu prin colaborarea cu universitățile și institutele de cercetare membre în proiectul nostru, putem să le demonstrăm aplicat pe studiile lor de caz care sunt beneficiile reale pe care le poate aduce tehnologia. Și că vorbim de tehnologie și digitalizare, considerați că pandemia a nu neapărat forțat. A grăbit acest accelerat. proces, a accelerat acest proces de digitalizare pentru că am văzut cu toții necesitatea tehnologiei atunci când am fost închiși, au crescut comenzile online, toată lumea s-a adaptat, dar ce făceam atunci când trebuia să mergem la o instituție care nu avea acest, această facilitate? Da, categoric a forțat, a fost un, un duș bun în, în direcția asta. Uh. Din, din perspectiva asta, este foarte posibil ca în prima fază anumite soluții să fi fost grăbite, să fi fost forțate, tocmai ca să ai impactul, să, să ai. Dar soluția, până la urmă, soluția asta este. Singura, singurul lucru care îl văd eu în, în faza aceasta post-pandemie este replierea pe poziții în ce fel, pentru că activitatea umană este totuși o activitate socială. Deci, partea aceea de izolare a pandemiei nu a fost starea naturală a omului. Ceea ce pe noi ne-a forțat pe atunci să facem, să intrăm într-o zonă digitală, a fost un lucru benefic și este într-adevăr un lucru care e de natură să crească randamentul și eficiența noastră. Dar, dar starea noastră normală este de ființe sociale și, și elementul ăsta, pe de o parte, trebuie să ne regăsim înapoi ca ființe sociale, pe de altă parte, o grămadă întreagă de. de, de, de probleme Văd în jurul oamenilor, în jurul. la oamenii din jurul nostru, apropo de inabilitatea lor de a procesa această singurătate forțată. Unde vedeți viitorul inteligenței artificiale? Aici, alături, alături de noi, evident, asta e bună. Noi avem cheia de control și, până la urmă, noi, noi, setăm, noi facem regulile jocului. Eu nu văd inteligența artificială la modul androidul autonom. Eu văd inteligența artificială în altă parte. Inteligența artificială, de fapt, este încă o dată abilitatea noastră de a ne cunoaște pe noi. Întotdeauna va fi ceva din modul nostru de a gândi care nu este implementat în inteligență. Asta ne face. Pe noi întotdeauna să fim mai buni decât ei. Pe de o parte, pe de altă parte, noi am fost întotdeauna, noi oamenii, suntem, am fost întotdeauna foarte buni, am progresat întotdeauna când nu am avut încotro. Noi gândim cu spatele la zid, noi gândim când este, uh, când este singura noastră. Admiteri, suntem leneși. Andru uh, inteligența artificială nu are scăparea asta. Și uh, eu sunt optimist prin natura mea ca om, sunt optimist. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bianca Muntean, doamna Horia Bo, pentru prezența mulțumesc în emisiune și succes în continuare în acest domeniu și nu numai. Mulțumim, Mulțumim tare mult. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!